La Romania e le Fiandre ci accompagnano in questo nostro viaggio nella poesia per la giornata mondiale della poesia. Poesia è la parola poetica, la custode del senso e la relazione, la capacità di costituire ponti tra linguaggi, parole e culture. Il meridiano poetico lo chiamava Paul Celan. E per la Romania abbiamo Octavian Soviani, un poeta che è nato nel 1954, ha pubblicato oltre 15 volumi di poesie e antologie. E l'Apocalisse Soave, La polvere, la rovina e la rivoluzione sono alcuni tra i suoi testi più importanti. È anche autore di volumi di narrativa e di drammaturgia e di molta critica e saggistica letteraria. E ha dedicato studi appunto alla poesia rumena attuale, ma ha anche tradotto moltissima poesia, in particolare poesia francese, Baudelaire, Verlaine, Apollinaire, scrittori come Gautier e Alexandre Dumas, ma anche Jacques Ellul, un teorico e un critico, oltre che un giurista importante del nostro tempo. Proprio a lui dobbiamo una delle frasi più celebri del nostro tempo, appunto. Pensa globalmente, agisci localmente, diceva Ellul. Ed è così che la poesia di Octavian Soviani lavora. Pensa globalmente e agisce localmente nella sua lingua. Il meridiano è questa capacità di attraversare il globo, mettendo insieme il particolare e il generale, l'universale e il singolare. E così fa anche Christine Daae, una poetessa scomparsa nel 2009, la scrittrice gandese che però ha studiato e insegnato filologia germanica in molte università. Ha lavorato dal 70 all'82 per all'archivio Guido Gazzelle, mostrando una grande affinità intellettuale e personale con l'opera di Gazzelle. E tra l'altro ha tradotto oltre 30 delle sue poesie nella raccolta La sera e la rosa di Evening Under Rose. Nell'87 ha inoltre pubblicato la biografia del poeta. Christine Daae è una figura molto importante per la letteratura neerlandese, ma anche per tutta la letteratura europea. Nel 48 si registra il suo debutto con una poesia narrativa, chiamiamola così, anche qui le forme ci spiazzano ogni volta. Una poesia intitolata Abelardo ed Eloisa. È un testo molto bello e molto importante che già racchiude la cifra poetica di Christine Daae. È stata membro dell'Accademia Reale della Lingua e della Letteratura neerlandese e soprattutto è stata, tra le tante cose, diciamo più che soprattutto, una grande studiosa per affinità e per compresenza del grande Dante. Machinatim pungi. Ricchefier entrisi uscien putra di ubito a sciacum se scum zoiere, cum chiaris cum paraci, cum se desfac canceroci in la pantalon, cum bucata de sgurci putrese sten bortum dunga ungui. Passore se numea diminezze, sen o quian furuncume, digve spermicioase, seara mancata de regalii, cu clopote de tifon, cu obeliscur neproase, decinem femeia mea obosita monopolum septice miei. Arcum senoi tau se descarga in pesari. Vi scrivo come scrive trattate di chirurgia. In padure arden, bondoser un capai inim, in gaccio un casino, ca o carte a giungere un detim punt modeste a meube, cu co colace de seu, se hraneste barbat un precopt, cel ancor i contursi a ca o misca de becerșaf un murdar. Și ieși mai puțin decât viața, mater, adică materie. În carnea unei stridi stătute, etoar de mezieu, sau în piciorușul unui gândac, etoar de mezieu, o să-ți arăt tinerețea părinților, apoi bătrânețea și interminabila lor agonie. Îți transmit complimentele chirurgului șef, ale asistentei care îmbălsămează și ale vânzătorului de sicrie.
Per qua se le tale de cumare a champagne, se sbatte ce va, forte roccio ci frasca, con bucata di carne. Quando sera qua sparagus, imparati in formon bat la macina de pesce. Dote la morga cesario. Pamenta tins de calvizie, ne putinza e garbena. Noi am fost imparati maracini sciui. În calești în lor purpurite treceau feerire, Viola, Miranda, Elena, Hermia, Rosalinda, zaruri de catifiavă răguite, cuburi de radio, coapse de zinc, peste care patinau feerii în cămășile lor negre de forță. Patinau trandafirii borșiți. Eu cu o umnă de fier, o movină de Ipsos, o galeră cu oameni preșuf și colindă oceanele. Ea și-a lipit însă buzele de fructul bubos, își închipuie codrul arden ca pe o molie uriașă, luminată de urletul obosit al supapelor. Acolo, iubitule, unde începe apocalipsul, pe o movină de Ipsos. I-am smuls dulăului bucata de carne și am privit-o. Iată oasele păpușarului, fosfor și antimoniu. Purulentă mare împroșcă-mă, tu care nu știi grecește. Mi se spune bărbatul prea copt. Trec zilnic prin grădina publică cu o ureche tăiată într-o pungă de plastic, cu un șobolan mort în buzunarul sacoului. Elena, Elena, Hermia, Rosalinda, există o floare păroasă pe baza chirurgului? Un lampadar oxidat pe coridoarele mănăstirii și întoarcere nu există. Paie și vreascuri. Întoarcere nu există. Juganarul de porci are mâinile roșii. Codrul Arden e un spațiu mai mult fantomatic. O baracă de scânduri locuită de impostori, unde marionete cu părul în cărunt se împerechează în sunetul goarnelor, unde canceroșii tușesc înainte să moară, înainte să se desfacă la pantaloni deasupra preparatelor anatomice. Noi vom trece, iubito, prin ficații chirciței păpușilor. O să gustăm din fiertura vampirilor și vom picta pe fereastra bordelului seminune și pălării. Vom desface din cocoloșul de staniol sexul tău uscat, Hermia, sexul tău uscat, Rosalinda. Iată viermele, iată vulturul, iată un maimuțoi masturbându-se, iată tinerețea părinților, iată apoi bătrânețea și interminabila lor agonie. Ich unternehme die Nierwärts-Upwärtsreis, verdwelt, all bin ich alt in Quäts unweis, eine Frau. Die Kür muss mich durch Leid genesen, het Heilmittel ist steil, het Feuer ist lesen. Dageraad. Midden des Lebens wegs, mein alt Poet, reis op vanuit het woud, houd mijn hand, verjaag die drie, wijs mij het leed dat ik het zie. Het diep en donker dal. De eerste kring in deze Hades ligt een tuin. Innig verlicht. Daar wandelen dichters met een trage oogopslag. Zij spreken karig en met zachte stem. Een, ach, klaagt hun gemis, het onverwezenlijkt gedicht. Langs Satans haarig onderlijf omhoog, na sterven. Naar de sterren het leven weer verwerven. De droom. Ik werd gevlogen naar het vuur omhoog en brandde met mijn rover oog in oog. De kennis was het die mij verlichtte en mijn verstand naar hem toerichtte. Hoor hoe, o lezer, mijn gedicht opvloog.
Per te, poeta, fui, e quam en nam het woord en dwong en moorde, totdat het brak en bloedend gans verwoorde, zijn doodstil gillen werd door mij gehoord. Ik ben uw broeder en u bent het woord. Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente. Het binnenst van een lade en van water, het bouwwerk boom, het vliegend bloemkroonblad, stembuigingen, die blik, mijn kind, een mens van marmer en muziek, uw canto. De zuivere lucht, het leven zelf, een zucht. Che quasi tutta cessa mia visione. Uw 100 zangen als de wereld sterft, door aardschok, water, vloed en lucht van vuur, perfect bewonderde, gevormd, generfd. Uniek construct van woorden, zonder duur, breken, de stenen uit elkaar gereten, al deze lazen zijn gestorven. Zij die stierven, zijn uw wonder lang vergeten. Uw summum werd tot niets, voorbij, tenzij.